Miercuri dimineață, în jurul orei 10, pe strada Putnei din municipiul Rădăuți, a avut loc un carambol rutier provocat de nepăstrarea distanței regulamentare dintre mașini. Distanța prea mică lăsată de unii șoferi față de mașina din față poate provoca accidente groaznice pe șosea. Unde limita de viteză este de 50 de km pe oră, limita de siguranță ar fi undeva în jur de 30 de metri distanță. Din păcate, acest lucru nu se întâmplă, iar foarte mulți conducători auto caută să exploateze spațiile ample care se află între mașini. La fel de important este să știm că atunci când șoseaua este udă, spațiul de frânare se dublează. Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean Suceava, comisar șef Ionuț Epureanu, ne aduce la cunoștință câteva recomandări. Polițiștii atrag atenția asupra faptului că una dintre cele mai frecvente cauze ale evenimentelor rutiere ușoare, în special în trafic, pe raza orașelor, a municipiilor, a localităților, este nepăstrarea distanței regulamentare în mers. Foarte multe evenimente s-au întâmplat și în această vară pe acest fond. Mulți dintre șoferi, având inclusiv la volan alte preocupări în mers, oprind, să spunem, în dreptul semaforului și dând în continuare mesaje text de pe telefoanele mobile sau accesând inclusiv rețelele de socializare, moment în care nu reușesc să păstreze distanța regulamentară față de autovehicul care rulează în față. De asemenea, evenimente rutiere mai grave se pot întâmpla chiar și în afara localităților, atunci când distanța regulamentară nu este păstrată între două vehicule care rulează succesiv. De altfel, și articolul 108 din Ordonanța de Urgență 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, la capitolul B, punctul 4, prezintă elemente legislative cu privire la urmările în plan juridic, dar și contravențional, cu privire la nepăstrarea distanței regulamentare între vehicule. Astfel, dacă în una dintre aceste situații se produce și un eveniment rutier, fie soldat cu pagube materiale, dar chiar și cu victime, conducătorul auto care nu păstrează distanța regulamentară în mers este pasibil de o sancțiune contravențională cu 3 puncte amendă, ceea ce înseamnă o amendă de 435 de lei, dar mai grav decât atât, se înregistrează și victime, chiar rănite ușor. În toate cazurile sunt întocmite și dosare de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Cu toate acestea, mulți șoferi ignoră în continuare aceste recomandări și tocmai de aceea venim și noi să întărim încă o dată aceste prevederi și legislative, dar și recomandări preventive în ceea ce privește păstrarea distanței regulamentare în mers. Precizăm și faptul că în urma analizelor efectuate împreună chiar și cu cadre medicale se constată faptul că în urma evenimentelor rutiere generate de nepăstrarea distanței regulamentare în mers sunt cauzate leziuni din cele mai grave, în special la nivel cervical, atât din punct de vedere al pasagerilor sau șoferului care nu păstrează distanța regulamentară în mers, cât și a celui care rulează în fața sa.